Moș Crăciun a poposit și în acest an la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj, unde a adus cadouri pentru 100 de copii. Moș Crăciun a fost aseară la Zalău, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj. 103 copii s-au bucurat de cadourile aduse cu mult drag de moșu. Acesta nu a venit oricum, a lăsat sania curent și a sosit cu auto specială de intervenție cu semnalele acustice și luminoase pornite. Copiii au cântat colinde și au recitat poezii, fiind răsplătiți de către Moș Crăciun cu daruri. Moșul a vizitat la sfârșitul săptămânii trecute și secția de pompieri și Mleu Silvaniei, unde a pornit instalația luminoasă a bradului de Crăciun și a adus fericire pe chipul a 81 de copii care au primit cadouri în schimbul unui recital de colinde.